Salutare, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la un nou episod. Eu sunt Deiu și astăzi îmi propun să joc ceva ce nu sunt obișnuit eu să joc. De fire. Deci, da. Să jucăm cu șturmsul ăsta. Șturms. Da, bun. Un nume foarte interesant. Te duce cu gândul la un tank nemțesc. Mai degrabă, cel puțin pe mine. Da, am zis, mă, hai să mă exersez și eu, că parcă cam ar fi nevoie să exersez pe rachetuțe. Așa o țură. Deci, da. Să-i punem tufe. Da, bă, că nu le vrea. Îi încăpățânat. Îi punem așa pe laterală. Crucea, clasic, cum punem noi. Pe de o parte, stegulețul și suntem gata de drum, chat. Să nu uitați că l-am stoc, deci o să fie amuzant. Dar mă bazez pe faptul că o să stau ca un camper după deal și trag. Deci, da. Sperăm să fie bine, să nu fie rău. Ce hartă. Interesant. Foarte interesantă. Nu-mi place. Am vedere că cu tankul ăsta nu-mi place. Să merem stânga? Să merem dreapta? Sunat fix în... Și personal aș merge asta. Eu dac un match cu 9.3, eu m-am chinuit să fac line-up de 8.3. Nu-l pun pe ăsta în line-up de 9. E pur, eu cred că m-a dat în line-up de 9. Ah. 1, 2, 3, 4. Ah, deci la viteză mică poți să tragi. Apare. Când e cu roșu poți să tragi. Acolo, în stânga, gen, la viteză. În momentul în care nu mai e, roșu nu mai poți să tragi. Și ar mai fi mers una, dar n-ar fi. Un zoom mai mare. O să te dai în stânga și în dreapta. Oh, oh, oh. Ah, puțin. Mă așteptam la mai mult. Văd că ruicatul nostru pușează omul. Ah, l-am văzut. Nu știu dacă trece prin fața clădirii. Nu a trecut. Ok. Gata. Un kill. Frumos, elegant. Corespunzător. E rar la rachete că na, e viteza aia mai lentă pe care, de care depinzi. Aoleu, urita mea acolo. Am văzut Plebenstein. Am văzut. Gata. Dai un type. Parcă 74G sau ce ziceau ei că îi ziceau, scria în chat, în dreapta, mesajele de morți. Uite-l. E acolo,
Îl văd. Am ratat că s-a retras. N-ai tu, mă rog, să mă nimerești. Le bicăm. Nu credeți că e dubios că eu singurul care fac? Ba, mai e unul. Uitați-vă echipa inamică, câți oamenii au omorât și uitați-vă la noi și trageți concluzia. Ia. 3 killer, ei. Da. No. Foarte șmecher. Ce mai îmi plac echipele. Da, unde-i plebul meu? Care tot trage. Ar fi bine să pot să ies undeva în lateral. Cât și un pic să nu mă vadă, să nu-și dea seama de unde trag. Și să îl rup. Dar vedeți voi, cam greu să realizezi așa ceva. De aici ar vedea, a, uite. Bonk. Nimic. Pă bune, pă eu mă chinui ca să cer. Se retrage de nu știu unde și cât și stufe și e iurea cu rachetele să tragi gării în stufe, știți și voi. Iveric. O să mai iasă pe aici. Îmi bag mâna în foc că nu mai iese pe aici. Mi-a zice că F-86-le-a lăsat odată în elicopter după ce l-a omorât. Dar e doar o părere. Mai văd pe nimeni și mă ne liniștește. Teribil. Sunt blocat în partea asta de hartă. M-aș relocat, dar nu știu unde e ăla l-a dus. Eu că nu vrea să ia nimeni de aici. Aoleo, ce-au făcut ai mei? Mamă! A, știți, e spleb din aia care mor odată și nu mai joacă. M-ați văzut? 1-1, 1-1. Ăștia sunt cei mai tari. De asta se pierd multe meciuri. Din ăștia care ies după ce-au murit odată. Hai să ne relocăm. Că nu mai ține vrăjala. Oro. Ce-am speriat. Flangul ăsta n-am niciun aliat. Ceea ce mă neliniștește teribil. Mă pot trezi cu inamici porțiunea asta.
Parcă n-am chef. N-am chef deloc, dar nu. Hai să pușăm, să vedem unde ieșim, să vedem peste cine dăm. Dacă dăm. Peste cineva. Jeep-ul meu mai e pe ce? Aș duce partea asta la alta, să-i campez pe de aici, de după dealuri. M-a luat. M-a luat. De unde? Plebu. Da. Zona aia. Ei sunt jur de toate neamurile lui. Dar nu acum. Haideți. Treci mă dacă te-ai băgat. Da, bine. Știți ce-i trebuia? Încă o rachetă. Nu mai mergea băgată una, dar... De ce nu ar făcut-o? Mai sunt patru inamici. Am făcut 2 kg. Destul de praf. N-aș putea zice. Dar... M-am descurcat peste așteptări. Așteptam să mor mult mai repede. Bine, și harta asta nu te aștept deloc. În loc să-ți dea o hartă din aia ca lumea, cu multe culoare, unde clar, știi, bă, pe acolo vin inamici, pe acolo nu, pe acolo așa, pe acolo pot să stau, să mă poziționez, să trag. Aici foarte vagă, harta că e foarte mare. E foarte mult câmp, ca zic așa, deschis. Trebuie să poziționez cum trebuie. Să ai noroc să dai de mult și nu pot să mă bag cu ăsta în oraș, sper că nu-și dădea nimeni filme că mă bag cu ăsta în oraș. Puțin cam așa... dificil. Na, ce e acolo? Nu zic că trag eu dacă nu. O să văd. Nu-l văd de smoke. Pira. A murit. A murit ăla care m-a murit pe mine. A meritat-o. Mai străină mici. Ăla. Bag mâna cu că e afecat în bază, nu știu ce. Da, așa simt eu că e afecat în bază. Uite-l pe unul cu elicopter. Oare o fi ăla cu elicopter? Oare o fi? Oare nu o fi? Mersi. Hai că o jucat, Andrei. Hai că o jucat, Andrei, dacă e. Fost amuzant, ce pot zic. Wow, ce noroc mai am.
Da, foarte. Da. Maker. Nu. Dacă mai intru pe harta aia, nu mai. Îmi vine să o pun la hărți neplăcute pe care nu vreau să joc. Dar na. Nici nu mai știu unde le aveam. Deva pe aici. Care am banat-o, bă? Nici nu știu pe care am banat-o. E-Band Maximum. Păi care-i ma... Ah, European Province. Aia mare, nu mi-e plăcut. Am dezactivat-o, da. Pare că nu mai aveam chef de ea. Înainte aveam banată pe asta cu Sand of Sinai, aia mare, dar... Am deblocat-o. Pentru că am zis, bă, de ce nu? Așa că, da, de băgat-o. Știi ce ar fi șmecher la Zwerg 13? Să te lasă să joci pe partea alta de hartă, să te lasă să joci pe toată. Măcar partea alta, colțul ăla de hartă. Da. Carpathians a fost prima hartă din joc? Nu cred. Au fost băgate mai multe de dată, cred că. Fost cu Banu, Jungle-ul, Karelia. Și clar a fost și ăsta, zice, ți-ai zic. Unde-i, mă? Unde-i? Ash River-ul? Mai fost o hartă. Dar nu văd. Pe orb. Berlinul, cred că era de la început, dacă nu de la început, foarte devreme în joc. Asta de oraș, nu mai știu. Italia, clar, nu, Breslau, nu. Sorb, 2008. Da, Polandu. Polandu, da, Polandu era. Și Normandie destul de veche. Și Mosdok e cât de cât vechiuț. Iș. Da, bun, ce asta a fost episodul. Știți povestea, am fost de eu. Vă salut, vă mulțumesc pentru atenția curată. Și vă zic că ne revedem o dată viitoare. Bye bye.